Să zici că se filmează. Gata. Deci, așa cum v-am promis în episodul trecut, o să fac o poză acum. A, e husa lui Paul, o să o bag în video. Bună, eu sunt Marius de la Magic 5. Acesta este un nou episod din 5 ani de Magic 5. Anul ăsta abordăm un an complex, complicat și extraordinar de intresec, și anume anul 2019, și am să vă prezint două momente absolut epice din 2019. Un moment în care am lansat un website și am făcut un test, evident în glumă, cu niște fani de-ai noștri din Anglia, și o să vedeți cum au reacționat când am dat drumul la BucharestBachelorParty.com. Și un al doilea moment în care ne-am decis că Casual Friday să fie exact așa cum ar trebui să fie la Magic 5. Urmează videourile, stai aproape că ușor așa ajungem la zi. Hai, pa! Deci, pentru cei care se știe, eu cu fratele Versace, adevărat pe felie, care a venit astăzi la serviciu cu seria 3,5. Și pe gălăgie, eu cu fratele Magie, se știe, adevărat, au dispărut frații mei bogați, Ionuț de la Păulești de Câmpie, întorși joi pe Ofelie, și acum fratele meu, Chiparosul, se știe, care rima este ie. Ce face fratele meu? Fac o țigară așa. O țigară. Ia arată-le tu, la toți arachii de pe planetă, ceasul tău, CTZ. E citizen. Și mai arată-le tu, te rog frumos, papucul tău, Dolce Capcana, se știe. Așa că, doamnelor și domnilor, se știe. Noi ăștia care este pe nebunie... Boss! Am auzit că se bagă mandele la tot. Se bagă, la nevăsim. Sau castel. La castel. Am auzit că cântă fratele nostru Dani, care încă o dată a scos hit pe veselie, Hansel și Gretel. Alexandra știe cel mai bine. Da. Alexandra, zi-ne ce piesă scoate Dani. Paolo Bucătăș. Bă. S-a stricat la gură de la... Adică vrei să discrimine? Nu discrimine. Frate meleu, unde ești frate meleu? Deci se știe, alt frate dă un SMS-ul. Ai dat SMS-ul? Ai poză cu mine. Pace ție. Peace. Out. Ciao.